Păi bine, mă, dacă nu vrei să stai cu Varvara, unde să te bag? Păi dai afară pe aia doi, pe Ema și pe Hasan. Că ei dați dracu ce răi e ăștia, dacă era după ei de mulți burai, dar cine în casă și te duce iar. Are inima neagră, e plină de mătrăgună. E mai e dracu ca scârba aia de Matiescu. Și e momentul să scăpăm de șcârbele din casă, de șcârbele din viața noastră. Bă, când apare, le zici de la obrăz, va pierde în față. Ia faceți-vă, bă, bagajele și plecați, nu, cu obrăzii 10. Mă, nu pot, zile tu! Eu, bă, Ema, asta, ia veniți cu acelea, că stai jos aceea. A, sigur, hai că da. Hai că avem ceva de vorbit. Oleu, ce e Ferde? Vezi? Zile tu, zile tu, na, că tu ai sânge rege, că e și polițai. Ce prieten prea iubit? Mâine să duceți să-și facă viza de flotant, așa că voi... Noi ce? Prietene de viață! Voi trebuie să-i țineți pomni, mă! Să-i țineți pomni? Da, că viza de flotant s-o ține foarte greu, să n-ai probleme. Normal că ținem pumni. Mă, nici tu, binefăcătorul nostru. Noi te iubim, ne-ai spus. Pusi. Ai văzut, fraiere, cum te-a făcut? Ai văzut? M-a făcut? Ce faceți, mă, unde plecați? Noi? A, nu noi. Varvara. Căci că a fost la o vrăjitoare și i-a spus aia că Van Damme e mort pe undeva. Și s-a dus să-i recupereze trupul ca să-l îngroape cum se cuvine, mă, cu popă. Că spiritul lui a fost aici azi noapte. Ne-a bântuit, abia am închis ochi. Aici sunt, dragula. Varvare, făi, o să rămâi aici, lasă dracu, că nu bântuie nimeni pe casă, că Van Damme nu e aici în casă. Păi nu, că știu eu unde e, la Sighetul Marmației și de asta mă și duc după el. Da, hai, Hasane, să ne facem și noi bagajele. Ce? Unde vă duceți? Plecăm, că n-avem bani de întreținere. Păi și mă lăsați pe mine singur cu stafia în casă? Păi nu rămâi cu Chiorete, prietenul tău? Bă, dar dracu, că-i pe la secție toată ziua. Și să stau eu, băi, vă rog eu, rămâneți, nu plecați. Hai că vă las să dormiți în dormitorul meu. Vă las să dormiți, să vă lăfăiți acolo. Nu mă lăsați singur, vă rog cu stafia, că știți că mie-mi e frică de... Mie. Credeți că mă speriați pe mine cu spirite, cu dragi colaci? Păi eu de-astea, uite așa, uite așa! Te-am stat la pușcărie acolo, ce credeți că am făcut? Mi-am înfruntat fobiile și fricile. Acum mai am frică de nimic, mă, poate să vine și ori cu coarne. Îi le rup și le bag în fund, mă! Ha! N-am făcut nimic, lumea ție, dar ori cu coarne, așa-i că v-am păcălit și v-am speriat și pe voi, mă. Iartă-ne, Mârlane, dar noi am crezut că e adevărat, că uite-te și tu câte lucruri se întâmplă în casă. Ce se întâmplă? Ce mai cade? Ce unde? Ce? Bă, voi iar râdeți de mine? No, mai ales ăla, ia uite. De răsplată sunteți pedepsiți, marci la izolare. La izolare? În pivniță! Dar nu merg, că eu am fobie de beci. Ce fata fobie, mă? Bani și pivniță, că vă joc în picioare! Da, mă, că-i bine așa, taci! Stai, mă, că eu am mai fost la beci și m-am mușcat și obolanii, nu mă duc acolo! Mișcă! Zimește că n-am ciocatele în picioare! Mă, nu înțeleg! De ce ăștia de la penitenciar nu-ți trimite atele ca să poți să-ți faci bonentinul?
Trebuie să existe o explicație. N-au scapat în calculatorul ăla lor cum că aș fi avut eu relații cu Interpolii. Eu care la pușcărie vorba aia n-am stat decât să frec gresia pe jos, am stat, a plecat la șmotru și dacă era vorba de săpun. În rest nu m-a băgat un Interpol în seamă, mă. Avea ei discuțiile lor, pe mine nu m-a invitat niciodată să stau de vorbă cu ei, să mă invite la o cafea, la o vișinată. Stai, cred că știu, tu mi-ai făcut-o. Vrei să te muți în locul meu? Mă, te-ai țăcănit în completamente? Păi am nevoie să fac manevre dintr-astea ca să-ți iau ție locul în vilă. Păi eu pot să mă mut acolo când vreau, că-s polițai, bă. Corect. Păi? Păi și atunci eu cu care Interpol am avut treabă, că nu înțeleg. Nu înțeleg. Lucrurile nu se rămân așa. Până la președinte o să ajung, o să reclam, îi spun eu lui președintele cum discriminează ăștia minoritățile. Așa, să nu te lași, bravo! Așa. Auzi, mă, dar tu ce minoritate ești? Minoritatea... A? Grasă. Minoritatea de grași din România, că toată lumea să ia de noi pe stradă și râde. Le-ai văzut ce ia, te mai și la grasul ăla. Ce de... Păi și dacă îi spui tu asta la președinte, crezi că îți face mutația în București? Cu siguranță că și el e minoritar. Și nu, ca unul simplu, e dublu minoritar. Adică odată că e președinte și președinte foarte puțin de ce minoritate și a doua oară că e neamț. Și neamț e tot puțin că e omorât rușii în timpul războiului. Ne. Bine, bine, dar la tine care e aia dublă? Și-a schimbat orientarea sexuală? Nu mă întâmpitule, eu am dublă din cauza religiei. Păi tu ești religie majoritară, mărlane. Păi nimic, o să mă fac minoritar, da. Și nu orice minoritar, ci unic minoritar. Mă fac budist. Păi ai tu bani să te duci în China, mă, să te faci budist? Mă duc pe dracu în China, mă, ca și la Angola, la Europa, plângă voluntari, e plin de chinezi. Păi vezi că eu am făcut răzit pe la ăia pacoalea, n-am văzut picior de popă chinezesc. Cred că nici nu există, că e țară comunistă, deci e atei, nu există popi. Mai bine te duce la partid, bă, să-ți pună o ștampilă, ca să știe. Ai dreptate. Mai mă ține și 7 ani în Tibet ca pe fraierul ăla de pit. Ce vorbi? Până mă întorc eu să schimbă și președintele. Păi, da. Da. Gata, știu, mă fac evreu. Mă fac evreu că știi și bogat și deștept. Îmi puși 2 iepuri dintr-o lovitură. A, ce ești eu 2? 1? Dar ce ești eu 1? Nu puși nimic, bă, că nici nu prea țintă. Bravo, bă! Așa să faci. Apropo, vezi că pe raza seții noastre este o sinagoagă. Te duci acolo, întrebi de Itic, spui că te-am trimis eu și o să te inițieze pe gratis. Hai, iubire, hai, mă, iubire, mă, hai, mă, te rog, uite, nu mai e aici, putem să mergem în dormitor la noi? Hai, din dormitor! Nu, stai așa, lasă-mă, că nu pot să... Nu pot să... Hai, tu de acolo, poți! Să respir, nu pot să... Ce? Aia! Ce ai, mă? Pot să respir, să tragă! Ce ai, mă? Mă duc să iau o gură de aer! Bine, ce ai, mă? Spir pe gură! Erați singuri în pivniță? Tu nimic, nimic? După ce zici tu, s-ar putea, dar ce zic eu, s-ar putea, sigur, ai disfuncție erectilă pe sistem nervos. Ce face? Ce face? Face să nu se mai ridice cocoșul. Lasă că mă pricep eu la ora, Tăni. Să zic dacă e grav. Nu, dacă ai nevastă. Glumesc. Numai de glume nu mi-arde mie. Trebuie să-ți ardă, că râsul destresează și problemele tale sunt din cauza stresului. Da, ai stres de pivniță că te-a forțat tema să intri acolo. Lasă-mă cu forța tu. Tu zi-mi în cât timp îmi trece mie chestia asta. În câteva zile, în câteva luni sau în câteva marți. Glumesc, nu, ca să te destresezi. Destresează-mă cu pastile, nu cu glume proaste. Aia, bine că ești tu deștept. Și mai repede, că abia m-am întors la Emma și simt nevoia să sărbătorim, dacă mă înțelegi. Da, eu te înțeleg, dar trebuie să te înțeleagă și ea. Eu zic să-i zici, fii atent. Că ce? Că trebuie să ajung la veterinar să îmi verifice cocoșul dacă are tuse seacă sau nu, că m-am făcut de tot râsul și că mă duc acasă ca o femeie și Emma o să fie bărbat în locul meu? Tu zici ce pastile să iau, hai! Eu îți scriu o rețetă cu ce pastile să iei, dar fii atent că dacă te stresezi în continuare, le iei degeaba. Nu trebuie să te mai enervezi deloc. Că dacă ești nervos,
Vă, nu se ridică cocoșul din coteț. De tu, Sesea. Zice că e gripată de tot, dar mă rog, e. Cum zici tu? Desfundăm cumva. Haide! Pe unde umbli, mă, că am crezut că te-a călcat vreo mașină, mă, treci încoace, mă, treci! Stai un pic, stai că-ți explic, că eu n-am umblat, am fost, eram la, prin parc, că m-am dus să mă limpezesc un pic, că... Iubire, știi ce stres se face de la pivnița asta? Deci te ia așa cu un vertij de la moalele stomacului, se duce până în fundul capului de... Ce fundul capului? Dă cu tine de pe pereți! Să nu-i puneți că sunt aceea! Cui, mă, nu, Michituță, s-a întors? Nu, lui ești popa de evrei! Dar de ce vrea să te exorcizeze? A? Nu, am vrut să mă botez. Ei nu știți ce mi s-a întâmplat acolo. Gata, mă, te-ai făcut evreu? De ce nu mi-ai spus, mă, nenorocitule, că dacă te duci la acolo, trebuie să te circumcizeze. Circumcizeze? Mă rog, să stai! Stai! Păi, să-mi trag una dacă am știut și am fost de atâtea ori pe acolo, dar mie nu mi-a zis nimic, că... Păi, dar stau și mă întreb dacă ștaie. Cum trebuie să mai mulțesc ăștia, mă? Nu ștaie. Nu mă moțu. Ce vorbim noi și ce vorbești tu? Dar-mi parcă, mătăluță, umblai paștrezi. Acum vici ne dai lecții cum să taie... Păi nu, că eram la... prin parc am fost casă. Da. E, în cazul ăsta, domniță, plătește alarma falsă. Că eu m-am prezentat la caz. Ce alarmă falsă, teoretică? Eu te-am chemat ca pe un prieten. Ce? Tu n-ai venit ca un prieten? Cum știi tu să întorci vorbele și în clipă în ochi, aproape că am comis ilegalități pentru tine. Bine, mă, bine. Știu, mă fac ateu. Mă fac ateu și fac o biserică pentru atei, că și aia e minoritari. Păi aia n-are biserică, că de-aia e atei. Zău? Da. Păi atunci fac eu ceva, mă, fac o casă a poporului, dar mai mică. Da-ți în casă, că și așa are atâtea camere, fac eu ceva. Păi ai finanțare pentru așa ceva? Acei dreptate, n-am finanțare. Da, apropo că vorbim de finanțare. Când aduceți madamă cașcavalul pentru întreținere? A, păi nu, păi n-avem că... Păi, stai puțin, că nici tu nu ai viză. Adică încă nu ești titular. Păi dacă nu sunt tutilar, ce, nu poți să aduci banii? Ce, nu ești tu, mă? Tutilar! Tutilar! Tutankamon! Adu banii, nu contează! Tuto! Și ți-i dă chiorete în maxim 2 săptămâni. Mă, sigur sunt pentru el? Păi altfel am avea noi tupeu să-și cerem. E ziua lui Matescu și vrea să-i facă un cadou frumos, dar n-au intrat salariile încă. Cadou de 2500 de lei? Păi tu nu știi ce șef are ăsta, la cât de frustrat e, stare să-l degradeze dacă nu-i place cadou. Mersi, ești un bombon. Da. Nu mai dă mâna pe... Ce zici? Nu. Îți mulțumim mult de tot. Să iei în geantă. Da. Pa! Mi-a părut bine că te-am cunoscut. Că ne-am văzut. Păi ce credeai, mă? Că noi nu suntem capabili să producem? Ba da, dar cum eu n-am servici, se pot întâmpla multe. O să mai uit o țeavă de gaze deschisă, să mai uită un aragaz aprins de curge apa pe peste tot. Se întâmplă chestii. Așa că trebuie să-mi plătiți și o asigurare. Asigurare? Aha. Da, mă, că nu-i mult. Vreau 5 milioane. Am plecat. Mă duc să-mi iau viza de flotor. Ce să ții, mă? Viza de flotor. De flotilă. Mă, dacă nu cunoști termenii, ce te faci? Ia uite, stau în casă cu toți semi-analfabeți. Blecule. Băi, Mârlane, de ce ești căpos, mă? Mă, nu înțelegi că nu putem să-ți dăm aviz. La președinte nu pot intra ăștia cu cazier. Plus că ești bănuit și de relații cu interlopii. E vorba de siguranța statului, nu înțelegi? Beneficiezi de prezumția de nevinovăție, da? Mai știm și noi, că nu degeaba statele am la facultate. Păi și eu ce să fac, mă, cu prezumția, dacă mă bagă și pe mine la complicitate? Hai, mă, te rog eu frumos, du-te acasă și vezi zdale, mă.
Da? Crezi că-s prost? Fac eu când vrei tu. Aici o să stau, mă, na? Nu plec. Nu plec. Nu plec până nu află președintele, mă, cum vă bate în joc de minorități. Puneți un biet gras pe drumuri să-și termine fizicul, să-l dea dracu. Nu plec până nu află președintele cum nu sunt tratate minoritățile în țara asta. Sau cum sunt, că nici eu nu știu ce mai spun. Intervenție 2-3-4, repet, intervenție 2-6-9-69. Și lasă-mă numai câteva intervenții, că mă duc eu și singur acasă. Dar vezi că mă întorc când nici cu gândul nu gândești. S-a blocat ușa Matiescului. Insistă. Dă... 6-3-8, s-a blocat ușa. E la doi chestori, mărâne! Uite, bă, că era deschis. Păi, ce faceți? Unde vă duceți? Păi, plecăm, Mărlane. Plecăm, că nu avem bani să plătim și asigurarea. Cum să plecați, mă, cât... Mă, prieten dragi, mă, aveți cu abați, trebuie să știți și voi că nu vă cer, mă, bani de asigurare. A fost o glumă, așa, ca să mai glumesc eu cu voi. Nu, e de ajuns să plătiți mantreținerea. Da? De ce toate bucuriile sunt soțite de o durere? Mă doare! Doare sufletul că vrei să plecați. Dar nu plecăm, mă, Mărlane, păi se poate. Nu, nu plecăm! Nu. Mai bine plecați, mai mă durea, nu? Spălător auto, 12 ore pe zi, salariu minim. Păi ce stai, nu te bagi? Da, dar tu nu gândești? Ne trebuie 25. Stai liniștită că faci tu șpagă acolo. Ajungi. Păi, Hasane, tu mă vezi pe mine stând cu mâinile în apă rece 12 ore pe zi să bag la magăștii la mânuțele astea frumoase? Bine, mă, uite, atunci, zidar, termopanist, te faci muncitor necalificat. Necalificat? Adică fără școală? Păi avem noi față de așa ceva? Adică mi-am tocit coatele pe băncile facultăților 4 ani? Până la mine 6, că am făcut și arabă. Ia auzi, ia auzi, caută, dragă, ceva pentru deștea cu studii ca noi. Du-te mai încolo, că sunt multe pagini. Ce, dragă, ai găsit director de bancă? Ce, mă? Hello, hello, hello. Hello căutat, așa și... Poate ne și nouă niște bani din treaba asta. Poate scăpăm de datoria la Teo. Nu, că nu. Băi, tontule, tu ai văzut, mă, de când e ziarul ăsta? Că-i vechi, de când era călău căutat. Hai, că am ratat și șansa. Auzi, dar totuși ai putea să-l suni și să... Nu, că el m-a ascuns în beci, numai. Nu, că mă ia. Hai, mă, Hasane, că banii n-au miros. N-auzi că mă ia, că e stresul ăla care mă ia de la moalele stomacului până în fundul capului și mă dă cu mine de toți pereții, că mă ia, uite, deja simt așa. Da, mai auzi placa asta, da? Dar mă ia cu vertij așa de la... Lasă-mă! Știu. Că dau eu cu tine acum de toți pereții. Că mă... Nu cu tine, tine, cu tine! Nu tu, mă! Nu tu! Auzi, mă, Hasane, tu fumezi? Nu, mă, de la vertij. Mă ia așa. Caută-mi de muncă ție. Gata, Mărlan? Trebuie să ieși, că ne vine o aresta, n-avem ce să facem. Protestează și tu în altă parte. Nu plec, băi, că nici mor nu ies de aici. Păi nu mai vrei, mă, să vorbești cu președintele? Păi vreau, dar nu plec până vorbesc cu el. Păi și crezi că vine el aici să te viziteze? Nu, mă, tu trebuie să te duci după el și trebuie să te duci la munte. Că el acolo face mișcare, la munte. Să duce la... Acolo îl găsești. Păi atunci am plecat, mă, de ce să... Păi du-te și tu ce? Pupă-l din partea mea. Mă știe bine. Gata? Da. Dar cum de l-ai convins să pleci așa de bunăvoie? I-am băgat un text frumos și l-am ușuit. Păi ne-a mâncat toată mâncarea, toată rația pe lună de la restați. Dacă bag pe unul acolo, mai am ce să-i dau să mănânce. Îi dau boabele de la rest. Păi ăștia ne dăm judecată și le plătim și zilele de părnaie. Auzi, dar el de ce tot protestează atâta? Poate să protesteze acolo în arest fără autorizație? El vrea să-și facă mutația, dar nu-i dă aviz de la pendenciar, ci care
Legături cu interlopi. Și ce are una cu alta, frate? Și criminal de-ar fi, tot trebuie să aibă un domiciliu stabil, nu? Păi exact, că și-o... Matiescu. De la scârba de Matiescu mi se trage toate astea. A făcut înșenare ca să mi se, să mi se suie asta în cap. Ah. Iubire, stai un pic, măi, nu vrei tu să mă premiezi altă dată, că acum parcă nu mă scaldă în apele mele așa. Bă, tu ai nebunit? Cine știe că noi prindem dormitorul ăsta liber? E, cum să nu-l prindem? Păi Mărlanu e plecat cu evenimente pe la poliție, e ok. Adică te-ai rugat de mine atât timp și acum când putem să... tu mă refuzi? Păi, nu strică, mai ne face bine că mai lungim așa așteptarea și răbdarea, știi? Adică ne face bine că ne crește pasiunea. Adică mie sigur îmi crește, îți crește. Ce să-ți mai crească, că nu mai are. Adică dacă îți mai... Că nu, că... Crești! Bine mi-ai luat-o înainte, a crescut! Nici cu pastilele astea nu mă fac bine. Laxative pentru potență. Bună combinație. Cu ce să încep acum? Ia uite că a început deja. Mamă, s-a potențat unde nu trebuie. Trebuie să te fac să înțelegi că nu are niciun motiv să te respingă. Și atunci o să te liniștești. Crezi tu că n-are niciun motiv? Și n-are niciun motiv, crezi că are, zi-mi unul. L-am forțat să facă sex în picniță. Și eu am crezut că liniștesc, dar se pare că l-am dereglat de tot. Aiurea, ăla de-abia așteptă să sară pe tine. Ești frumoasă, ești... Crezi? Nu cred, sunt sigură. Da, mai că stai și tu un pic liber, că dacă îl suporți așa, o să credă că e în libertate. Fii atentă, eu pe Poponeț, dacă îl țin la distanță, vine ca un cățeluș la mine imediat. Auză, noi vorbim de Poponeț sau de mine? Scuze, dar exemplele se demontează cu contraexemple. Fii atentă, hai să te autosugestionezi un pic, da? Repetă după mine. Ok. Hasan nu mă respinge, Hasan nu mă respinge. Hasan nu te respinge? Pe tine te așteaptă! Da. Hasan nu mă respinge. Hasan nu mă respinge, Hasan nu mă respinge. Unde-i Chiorete că îl zăpăcesc? Azi la focul m-a trimis pe munți după președinte. Și alerg după ăla pe acolo, pe creste. Că sărea dracu și că s-au să culeagă floare de colț, să priză capre negre. Uite așa dintr-o stâncă în alta, într-o stâncă în alta. Că unde, că unde buni nu mai pot. Bărbărele, tu ai fost la munte în papuci? Acolo zăpezile mari. Păi mie, în sus pe frig, nu la picioare. Să-i zici că l-am cătat. Aha. A venit cu atacul de la munte? A venit, bă. Aveți grijă că ăsta vrea să se facă haiduc. Și voi răspundeți de el. Guadacul? Berbi, hai până la seție, o să-ți iei bolentinul. Că ți-am pus viza de flotan pe el. Să spală Guadacul să-i zi să fie la seție, să-și ia buletinul. Băga-la și măsa. Dacă se mai scoală. Să scoală, că e foame. Mamă, ce grăbită ești! Că nu poți să mai stai un pic așa. Stai, stai. Ia uite, bă, unde era ceasul ăsta și când l-am căutat peste... Ia uite, asta și Cucu. Asta Cucu? Da. Bine, Hasane, bine! Mă, dacă, hai că mă... Mersi, Doamne, te vreau acum, gata! Eu nu! Și nici mai târziu. Ba, cred că nu mai vreau mult timp de aici înainte. Păi ce credeai, mă, că-ți faci ambiții cu mine? Adică eu o să trag de tine ca proasta și tu-mi dai cu tifla? Țeafă, Hasane! Că s-ar putea să nu te las să mă atingi până ajungi la andropauză! Da, mă, gata! Asta Cucu, a? Păi, da... Stai, mă, că a luat-o înainte acum! Păi bine, mă, amețitule, mă...
Mă, nu poți să te abții, mă, să nu faci pocinoage. Mă, la ce ai dat vrâși, mă, nu se pe pistola în râpă, mă. Încălcau pe salvamentul din trei județe, nu l-a găsit. Păi să nu mă lăsați, dau mâna cu președintele. Păi cum dai, mă, mâna cu președintele, că l-are pe șchiuri? N-ai pită, jenă. Noroc că eu, înțelegător, și te iertă. I-am zis că ești minoritar. A, deci ai zis că stateu, hă? Da, nu-ți, autist. Hai că, uite, ți-am făcut biroul populației. Mai are doar să semneze Matiescu și gata, mă, ești în regulă. Deci sunt autist. Ăsta ești. Ala, ca să știu ce le spun și la alți minoritari, uh-huh. Nu-i întâlnit cu ei. Dar puteai, mă, să spui de la început așa, dracul, mai are încă câteva zile pe mult să dau dracul musculatura. Lasă-vă că-ți face bine la fizic, faci un fizic sculptural, îți face mersul ăla de gazelă. Ce așa, an de zile ai tărăgănat, ai mers 2 metri stânga, 2 metri dreapta, până curticică pe acoale. Și ca să te pun pe picioare bine, ia pastiluțele astea, bă, ca să te tonifici, să te faci Samson. A, e steroizat de ea, a? Nu, e ceva ca lume, e bio, e... e să mă fac puternic. Ca Superman, fiu super, super mărlan! Super mărlan, ia alea, nu? Cât, cât iau? 6. 6. Ăsta 6 vine după 3, nu? Da, 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 ia că zic eu când vine 6. Cirvici ușor, adică tură ușoară, grațielo, și ție și nu șeful, vă pup! Hai, mersi! Mai bine zis tură de coșmar, dar nu credeți voi că să mă facă boul la machiz. Nu zici că e bune? Ia, ia, cu încredere acolo. Ce face șeful cu ăsta, că deja se desprinde tencuiala? Și nici bani de reparații nu mai avem, mă, șeful. Și nată, la o... un gel, la o dulceață, dracu, mai mâncai pe acolo. Bă, bă, că vrei să te mulțumesc. Proastă e! Haide! Ești. Acum nu mai am frică de nimic, mă, poate să vine și el cu coarne. Ha, n-am făcut nimic. Unde? Te-ai țăcănit în completamente? După ce zici tu, sigur, ai disfuncție erectilă pe sistem nervos. Auzi, mă, dar tu ce minoritate ești? Zi dacă e gras. Nu, dacă ai nevastă. Stateu, da. Nu-ți, autist? Sunt autist. Ăsta ești. Nu puteai, mă, să spui de la început așa.